schimbă modul de calcul pentru facturile la electricitate, familiile cu mai mulți copii sau bolnavi cronici vor plăti tariful minim. Modificările ordonanței pe energie au trecut de votul final. Colegul nostru, Vasile Marcu, ne spune mai multe. Bun găsit, Vasile, cum va arăta noul model de calcul? Noul model de calcul presupune tot o medie pe anul trecut, asta în cazul în care consumatorii se încadrează în acele plafoane de 100 sau de 255 de kW, iar în cazul în care anul trecut depășeau aceste plafoane, dar în 2022 au făcut economie și au scăzut sub 300 de kW, sub 255 sau sub chiar 100 de kW, atunci se ia în calcul consumul pe luna curentă și nu media pe anul trecut. În plus, o altă nouă modificare și importantă modificare adusă astăzi în comisiile de specialitate din Senat se referă la familiile cu trei sau mai mulți copii aflați în întreținere și care toți sunt la școală, inclusiv cei care sunt peste 18 ani până la 26 de ani, dar sunt la o formă de învățământ. Aceste familii nu mai au un plafon la consumul de electricitate, pot consuma oricâtă electricitate la un preț de 68 de bani pe kilowatt, adică cel mai mic tarif. Este una dintre cele mai importante modificări aduse astăzi în Senat. Pe lângă cele cunoscute, mă refer aici, au fost introduse în ordonanța de urgență serviciile publice, transportul public, iluminatul stradal, curățenia stradală, salubritatea, toate acestea nu erau până acum în ordonanța de urgență, acum au fost introduse în ordonanță și vor avea un plafon de 1 leu pe kilowatt-oră pentru 85% din consumul pe anul trecut. Deci iată, vedem modificări importante care în momentul de față au și fost votate în plenul Senatului fără nicio problemă cu majoritate. Acum merg la Camera Deputaților și până săptămâna viitoare vor trece de Parlament. Vasile Marcu, mulțumim și haideți să le luăm pe rând. Principalele modificări aduse ordonanței pe energie reglementează prețul pe kilowatt-oră în cazul mai multor categorii sociale. Dacă până acum beneficiau de un tarif de 68 de bani pe kilowatt, doar cei care consumau foarte puțină energie, până în 100 de kilowatt pe lună, ei bine, de acum acest preț va fi aplicat și celor care au în întreținere, iată, 3 copii cu vârste până la 18 ani sau până la 26 de ani, în cazul în care fiii sau fiicele dumneavoastră urmează o formă de învățământ, cum ar fi o facultate. De asemenea, doamnelor și domnilor, tot 68 de bani pe kilowatt vor plăti și cei care utilizează în casă dispozitive medicale necesare tratamentelor unor boli, cum ar fi cei care folosesc aparate de oxigen în baza declarației pe propria răspundere. Lăcașurile de cult, recunoscute oficial în țara noastră, vor avea și ele un tarif de cel mult 1 leu pe kilowatt-oră pentru 85% din consumul lunar. Parcurile industriale, de asemenea, vor plăti tot un leu pe kilowatt. A fost și un amendament respins, respectiv cel care ar fi reglementat prețul energiei pe aeroporturi. Însă furnizorii nu văd cu ochi bun această schimbare pentru că ea atrage după sine mai multe modificări la nivelul softului de facturare, iar asta poate însemna atât greșeli de calcul cât și întârzieri. Orice modificare de sistem informatic, noi am explicat de foarte multe ori, avem nevoie de cel puțin 30 de zile, bineînțeles în funcție și de cât de complicată este modificarea, dar cel puțin 30 de zile am cerut, pentru că noi nu furnizăm pe luna viitoare pentru luna trecută. Noi furnizăm pe firul ape, adică în fiecare zi emitem un număr de facturi. Facturăm 9 milioane de facturi pe lună. Din aceste 9 milioane, într-o situație în care facem modificări din 3-3 luni în sistemele informatice și în ultimul moment, există riscul unor greșeli. Noi nu am exclus marea majoritate a consumatorilor, ci am luat în considerare obiceiul de consum și mergem pe acest obicei de consum să punem în siguranță pe un furnizor. Dacă va factura mai mult de 1300 de lei pe energia livrată consumatorului final, nu o să mai primească compensare de la statul român. Pentru consumatori, orice reducere la factură e binevenită. Ar fi normal să fie așa. O familie care are mai mulți copii, chiar și mai mulți, ar trebui să beneficieze. Ar trebui să beneficieze de un ajutor. Ar trebui toată lumea cu copii, nu trei copii. Având în vedere cheltuielile pe care le avem lunar cu trei copii, mă rog, în prezent doi, foarte bune. E ok, pentru că familiile cu minim doi copii și chiar și trei
Vă dați seama că au foarte multe cheltuieli, mai ales în momentul în care chiar și o grădiniță este foarte scumpă, o școală este și mai scumpă.